cadoul de Crăciun, evident, să te întreb. Cum a fost cazul ăsta că 4 zile ați stat închiși în acel apartament? Cum s-a întâmplat toată povestea? Filmării? Da. Păi s-a întâmplat foarte bine. A rezultat și un produs foarte bun. Da, chiar am repetat în spațiu. Adică Bogdan s-a gândit să ia, spre deosebire de alte filme, să zicem, în care intri în spațiu în momentul filmării, s-a gândit să și repetăm în spațiul ăla, ceea ce însemna o cunoaștere mai bună a tot ce înseamnă mișcare de cameră, jocul actoricesc și așa. Și ne-am obișnuit foarte, foarte bine cu spațiul mai întâi, înainte să începem să filmăm. Ca după aia, în momentul filmării, să fie mult mai prietenoasă treaba, să fie totul mai cunoscut, mai familiar. Intrarea în personaj și situația din film era una, iar atmosfera din echipă era cu totul altceva, care a fost o echipă care a funcționat foarte, foarte bine. Foarte bine, fiecare pe treaba lui a funcționat foarte, foarte bine. Din momentul în care am citit scenariul, mi-am dat seama că e o situație foarte ofertantă pentru actori, mai ales, tot situația în general și povestea, că funcționează foarte bine și așa, asta a fost primul pas. Cum ai relaționat cu Băncică? Foarte bine. Ne-am înțeles foarte bine. Pentru că e și un om și un actor extraordinar. Și mai aveți un copil care ia că s-a discutat. Vorba vine, adică personajele au. Da. Și un copil, da, și băiatul a fost extraordinar. Se și vede în film, adică are o față și o expresivitate și e mucalit așa și felul în care spune și așa, e perfect, e de acolo. E de acolo. Da, acum foarte bine. Cum se pare evoluția filmului? Fabuloasă. Da, surprinzător. Nu mă surprinde, știam care este produsul, știam calitatea lui. Dar totuși un drum atât de major mi-a surprins, cred că pe toți. Și continuă, adică drumul lui continuă. Și Clermont-Ferrand și nominalizările premiile Academiei Europene și posibilitatea de a ajunge la Oscar, nu știu, e extraordinar. Ce faci acum? Acum pregătesc pentru un film al Ruxandrei Ghițescu, pe care o să începem să-l filmăm la început de aprilie. Un lungmetraj, primul e lungmetraj și nu mai aștept.